Bun găsit, stimați spectatori! Iată, este o zi frumoasă, o emisiune frumoasă vrem să fie și aceasta. Domnul Matei Catrinoiu este invitatul nostru și vom vorbi despre luna decembrie, despre sărbători, despre obicei și tradiție la noi, la români și mai ales aici în Gorj. Bine ați venit în emisiunea noastră, mă bucur că ați ales în această lună plină de cadouri, de urări, să fiți alături și de telespectatorii noștri. Cum ați așteptat luna aceasta? Bună ziua dumneavoastră și telespectatorilor dumneavoastră! Luna aceasta are o semnificație deosebită, nu numai pentru mine, dar pentru întreaga suflare românească. Este luna în care, la rând, apar niște sărbători foarte importante, începând de la Moș Nicolae, care vine cu măielușa și nu bate copiii ștrângari, și sfârșind cu sărbătorile de Crăciun, sărbătorile foarte importante în ortodoxia românească, sărbători care nu au egal, pentru că nașterea Mântuitorului într-o zonă în care nimeni nu s-ar fi așteptat că cel care va mântui sufletele noastre se poate naște într-o iesile de animale. Și după aceea trecerea în noul an, anul 2014, an care cu toții dorim să fie un an mai bun, mai prosper, mai bogat pentru toată lumea și nu numai pentru anume categorii sociale. În ceea ce mă privește, vreau să spun că eu, care nu am avut o copilărie prea fericită, doresc și încerc prin toate puterile mele ca prin tot ceea ce spun, prin tot ceea ce fac, prin tot ceea ce întreprind, să-mi aduc obolul alături de toți ceilalți din țara asta, la a crea în această țară minunată și fără de seamăn, o țară care, cum bine spunea Paul al II-lea, că această țară este grădina Maicii Domnului. Ei, acest lucru îmi doresc și eu, să facem o parte din grădina Maicii Domnului în acest minunat județ, județul Gorj. Întotdeauna se știe că luna decembrie este ultima lună din an și nu știu de ce, dar așa se întâmplă. Facem un bilanț al vieții noastre în decursul celor 12 luni. A fost un an bun 2013 pentru dumneavoastră și vă întreb acest lucru pentru că atunci când a început lumea era sceptică. Spunea că 13 este un număr cu ghinion, că cine știe ce se poate întâmpla și se pot traversa și bune și rele. Cum a fost pentru dumneavoastră? Vreau să vă spun din punct de vedere al modului în care Bunul Dumnezeu privește această lume. Evident că există voci care încearcă să trimită oamenii în abisuri, în jocuri atât de urâte și de murdare, că va veni sfârșitul lumii, că se va întâmpla. Bunul Dumnezeu ne-a învățat prin tot ceea ce s-a întâmplat sub formă de film al vieții timp de 2000 de ani de zile, că răbdarea, că îngăduința, că iertarea tuturor păcatelor noastre nu pot să fie mai bine catalogate și mai bine cântărite decât Bunul Dumnezeu. Nimeni, dar nimeni, nu va ști niciodată când va fi sfârșitul acestei lumi. Sunt doar presupuneri, sunt doar prezumții, sunt lucruri care, v-am spus, ca să distragă atenția oamenilor de la diversele probleme, apar în mod periodic asemenea propuneri fatidice, propuneri care vor să facă din
din amărât să-l transforme într-o unealtă. Eu vreau să vă spun că acest an a fost un an zbuciumat, nu numai pentru mine, ci pentru toată lumea, că acest an, nu că ar fost 2013, el a venit pe fondul unor acumulări de datorii, nu numai în țara noastră, peste tot în lume, de cădere economice fără precedent și mai cu seamă de situații nemai întâlnite de închideri de societăți, de pierderi de locuri de muncă și așa mai departe. 2014 se preconizează a fi un an un pic mai bun în sensul de redresare, spun cel puțin astrologii. Vreau să vă spun că fiecare știință, precum și astrologia, are rolul și uneori benefic, alteori un rol care poate să te dezarmeze, dar... Biserica oricum nu recunoaște acest lucru. Biserica nici nu trebuie să recunoască acest lucru, pentru că așa cum ne învață Sfânta Scriptură și Biblia, crede și nu cerceta. Citate, sunt oameni care spun că citesc în stele. Acest lucru nu este posibil și s-a dovedit în decursul timpului. Se spunea că la sfârșitul anului 2012 va fi prăpădul lumii. S-a dovedit a fi un fiasco și... Trăirăm și pe 2013, până la urmă. Trăirăm și pe 2013 într-o... cu greu, dar îl trăirăm. Noi, românii, pentru că despre noi este vorba, nu există un popor care să fi fost atât de mitraliat în ultima sută de ani, chiar 150 de ani, ca poporul român. Ori e bunul Dumnezeu, cu siguranță și-a întors fața și și-o va întoarce total către acest minunat popor și va face altceva decât cred alții despre noi. Și iată, în aceeași ordine de idei, chiar dacă au fost, poate, sau a fost un secol de greutăți, românul nu și-a uitat rădăcinile. Pentru că despre asta vorbeam acum, că așa, cu credință în bunul Dumnezeu și cu obiceiurile caselor noastre, da, românii au petrecut în luna decembrie. Mereu, oricum, ce a fost pe masă. Da, aș vrea să vă spun următorul. Nu există un popor pe lume să aibă tradiții mai frumoase decât poporul român. Vă susțin în afirmație, da? Începând și deja cred că în cursul săptămânii viitoare o să înceapă colindeții care o să ne ureze, să ne facă mai buni, să ne facă mai înțelegători. O să vină în termen popular pizărăi. Nu era o plăcere mai mare când eram copil să iau plăsuța sau săcuiul în mână. Trăistuța, da. Sau trăistuța, pentru că la noi, în zona Comunei Bălești, eu sunt din Tămășești, Comuna Bălești, Gorj, plecam dimineața în jurul orei 5-6. Vă trezeați așa cu noaptea în cap? Și plecam, făceam colindețe, acele colindețe făcute din nuielușe de cojită și arsă frumos, albită și pe o parte negrită. Era ceva deosebit de plăcut, ne strângeam și bineînțeles că o luam de la un capăt la altul al comunei, strângând tot felul de pizza reca, așa este în termen mai altfel colindeț, așa, strângeam acești pizărei care erau, s-umplea plăsuța sau săcuiu, le uram de bine și tuturor celor care cu multă dragoste și cu multă dăruire ne așteptau fiecare în fața porții. Știu că era un obicei să-ți intre în curte în acea zi nu o fată, din contră, un băiat. De ce? De ce se spune acest lucru?
Era pentru că în simbolistica noastră a românilor, bărbatul este stâlpul casei. Ori dacă intră un capăt de creștin, un bărbat, așa, aduce bunăstare. Aduce bunăstare. De altfel, în unele zone, aceștia fac și urări în timpul pițărăilor, de exemplu, în zona soției mele la Curpenstănești, intră, le dai boabe de fasole, de grâu, de porumb și îți urează de sănătate și multe alte lucruri, aruncând acesta pe casă ca mod al belșugului și al bunăstării în anul care va să vină. Interesant. Dumneavoastră ați apucat să intrați printre primii, în decursul anilor copilăriei, prin casele gospodarilor. Ce vă mai amintiți? Cu siguranță era cea mai mare plăcere nu să fiu printre primii. O victorie! Să fiu chiar primul, deci luam și alergam precum racheta spațială. Era o concurență între noi copii, da, care să ajungă primul. Ne mai și loveam, de multe ori era ghețuș și alunecam. Era o plăcere extraordinară în copilăria asta a noastră, așa cum era ea atunci, dar era o plăcere. Sunt copii care în ziua de astăzi eu nu mai știu despre acest lucru sau poate îl știu doar din informațiile pe care le dă electronica. Considerați că se pierde undeva tradiția? Adică, cu siguranță, ați fost și anul trecut, ați stat poate în poartă să dați pițărăie. Mai vin copii ca în alți ani? Deci vreau să vă spun următorul lucru. Nu există an de la Dumnezeu în care cu această ocazie să nu fie cineva acasă să primească colindeții, adică pițărăi și să facă acele lucruri tradiționale. Era și este pentru mine o plăcere extraordinară. Vreau să-mi aduc aminte nu numai de copilăria mea, pentru că dacă perioada Ceaușescu nu a oprit aceste lucruri, nu a putut, da. Cu atât mai mult eu sunt convins că aceste tradiții nu trebuie lăsate. Dacă noi am rezistat în acest arc carpatic, am rezistat pentru faptul credinței noastre, pentru modul în care noi am înțeles că tradițiile sunt mai presus de orice și sunt cele mai reprezentative pentru noi ca popor. Aveți doi băieți. Se știe că, de regulă, tații nu că n-ar avea un aport mai mare atunci în familie asupra lor, dar mamele sunt cele care mereu, mereu stau în spatele copilului. Vă amintiți de perioadele în care mergeați cu ei încolindat? I-ați învățat aceste lucruri? Lor le-a plăcut? Și asta vă întreb ca să facem o comparație cu ce este astăzi. Vreau să vă spun că cea mai mare plăcere la vremea respectivă, când băieții mei erau copii, nu era a mea. La vremea respectivă trăia sărmana mea mamă, care îi diviniza, care pur și simplu nu exista egal între mine, soție și ea care i-a crescut de mici. Ea pleca cu ei, iar noi dădeam, de acum dădeam pițărăi acasă, eu și soția, iar ei veneau exact cum veneam și eu ca racheta spațială, alergând să fie primii, uitau de bunică și ea venea săraca, era închinați că mă lăsară singură și plecară. Era o bucurie extraordinară. Uite cât doarm, uite ce făcurăm. Și uite... Ia, tu câți colindățeai, câte napolitane, câți covrigei, nu? Erau niște lucruri extraordinar de plăcute, prin care ei își exprimau plăcerea și faptul că acest lucru i-a făcut să înțeleagă că trebuie păstrat. Și acum mari, ei vin în continuare și de multe ori participă, chiar ei merg în colindare, să zic așa, pentru că
Nu există o plăcere mai mare să te întâlnești cu prieteni, să discuți, să spui vorbe frumoase, să spui urări și să faci cunoscută plăcerea ta ca și copil, ca și bătrân, ca om care trăiește pe aceste meleaguri. Și pentru că se întâmplă numai o dată pe an, întotdeauna parcă îți vine dor până la anul. Aștepți aceste sărbători așa cu sufletul la gură, cum se spune în popor. Să vorbim un pic despre această sărbătoare mirifică, nu numai a românilor, despre Crăciun. Este cumva, dacă raportăm la trecut, este ziua de 25, cea mai apropiată solstițiului de iarnă. Este o sărbătoare chiar dacică, am văzut la rădăcini, când de pe atunci bogații făceau cadouri la săraci. Iată că acest Crăciun vine cu bunătate. Că e din belșug sau nu, vine. Vine și oferă tuturor o urare, cred că e cel mai frumos să-ți ureze cineva din suflet vorbe calde și dincolo de aceste lucruri, că sunt oamenii mai bogați, mai săraci, oameni nevoiași, se știe de Crăciun, parcă e un dar divin. Cineva îți bate la ușă. Aș vrea să vă spun că la noi, cel puțin, am păstrat-o cu sfințenie. Suntem un grup de din a doua generație, grup care am ținut morțiși să păstrăm tradiția. În ziua de Crăciun, la noi, după ce venim de la biserică, urmează de a ne deplasa câteva familii în dreapta și în stânga pentru a da de pomană morților. Este cea mai mare bucurie pe care o am, pentru că viața ne aduce pe toți împreună, vin toate rudele din toate colțurile lumii, indiferent cât de departe sunt ei, vin și participă la această întrevedere, această relație a celor care sunt cu cei care nu sunt. Aceste pomeni, ele trebuie să continue. Trebuie să continue de ce? Pentru că dacă Ceaușescu nu a reușit să oprească acest lucru, pentru că noi făceam acest lucru și în perioada respectivă... Da, eram Moșgerile, nu eram Moș Crăciun. Da. Nu s-a reușit acum cu atât mai mult. Deci, se umblă din casă în casă, se dau de pomană diverse produse din de porc, prăjituri. Și iar la Paști să dau în plus și cănuțe ca simbol al primăverii. Și ouăle roșii. Da. Da, și ouăle roșii. Deci aceste lucruri, eu cel puțin consider că nu va fi trecut peste ele niciodată, pentru că dacă noi am învățat copiii noștri să facă acest lucru, și ei la rândul lor vor face aceasta. Cred că orice bucurie nu poate fi estompată decât cu condiția să se vrea și nimeni nu vrea acest lucru, pentru că toți așteptăm cu sufletul la gură Crăciunul. Eu abia aștept pentru la anul următor, că anul ăsta nu prea cunoaște el situația. Aveți o nepoțel. Ca nepotul meu să vină el să-l aude o zi când Bogda prostă. Deci este cea mai mare bucurie pe care o putem crea cu ocazia acestor sărbători de iarnă. Iată, dacă analizăm această sărbătoare în amănunt, observăm că ea vine cu daruri pentru toți locuitorii Pământului, care au fost, care sunt. Deci, iată, și această pomană înseamnă tot un dar. Deci, sigur. Până la urmă, întreaga umanitate primește ceva, fie că e aici sau... Undeva dincolo. Vedeți, nimeni, dar nimeni nu va ști ceea ce se întâmplă. Dar vreau să vă dau un exemplu care pe mine m-a uluit la vremea respectivă. Am stat de vorbă cu un bătrân care a fost prizonier în Rusia. A fost în Siberia.
a reușit să evadeze ascunzându-se într-o cisternă de pălcură care era goală și a trecut prin toate astea. În toată perioada, când era Paștele, când era Crăciunul, în situația de acum, tot ceea ce îi dădeau de pământ, că cei de acasă credeau că el este mort, da? Spunea că simțea gustul caltaboșului, gustul cozonacului sau sarmalelor și astea. Iată că există acest transfer de energie până la momentul. Această energie fantastică, dacă e să o luăm transpusă în ceea ce facem noi acum, adică a da de pomană celor care nu mai sunt, însemnează că este o legătură care, de care trebuie ținut cont și de care cel puțin noi, care știm, care am trecut prin toate lucrurile acestea, să o păstrăm cu sfințenie. Pentru că, spunea cineva, zice, domnule, dă-ți când trăiești că... Nu se știe pe urmă. Dacă o să mai primești. Dar, având în vedere toate lucrurile astea, trebuie să avem grijă atât de noi, cât și de ceilalți. Ați amintit de mâncare și automat vreau așa pe final de emisiune să abordăm și acest subiect. Românul se pregătește. În luna decembrie, de la tăiatul porcului, se știe că ne așteaptă sarmale, caltaboș, șoricul, pistiile, deci cât mai multe bucate alese, pentru că fiecare vrea să-l prindă și Crăciunul, dar și Revelionul cu masa plină, pentru că așa se spune, ea aduce belșug. Ce pregătiri faceți? De fapt, nu dumneavoastră, soția, care se știe o bună gospodină. Aș vrea să vă spun că față de tot ceea ce prezentați dumneavoastră, este o mare plăcere când noi, părinții, cu această mare ocazie, avem în jurul nostru copiii și, în cazul meu, în calitate și de bunic, nepoțelul. Deci, cu această ocazie, pe lângă mâncărurile tradiționale și astea, sunt o serie de alte și alte surprize pe care noi le facem celor dragi, pentru că dacă eu sau noi nu am avut această posibilitate, copii fiind, pentru ei să fie altfel. Viața este așa cum este, este crudă, este grea. Deci toate bunătățile de care este nevoie, le pregătim împreună eu cu soția, pentru că vreau să vă spun că eu sunt și un bun bucătar, începând de la pregătirea porcului, nu există ca să nu treacă absolut totul prin mâna mea și am învățat cu această ocazie și copiii cum se sortează porcul, cum se cum se scot tot ceea ce trebuie în toate organele, să se facă cârnații, nu? Caltaboșii. Da. Deci, vor fi, probabil, lui nepoțelul meu o să-i dau un pahar de lapte în loc de de vin. Domnul Catrin, noi eu vă mulțumesc mult că ați ales să fiți alături de noi, de telespectatorii noștri, să depănăm împreună, iată, amintirile dumneavoastră a unei generații care le-a transmis mai departe. O să fac o mărturisire că în această emisiune, după ce ne vom lua la revedere, o să aveți și o surpriză. Va fi una inedită. Nici nu vă spun despre ce e vorba, dar veți vedea dumneavoastră. Nu vă spun decât un amănânt. Domnul Matei Catrinoiu este un împătimit al cântecului românesc. Îl iubește, a și cântat și, așa cum vă spuneam, va urma o surpriză. Eu vă mulțumesc mult că ați fost alături de noi. Vă dorim sărbătorile să vă fie minunate, să le petreceți frumos cu familia, dar și cu gorjenii, pentru că, așa cum ne-ați spus, dumneavoastră ziua de Crăciun, sunteți acolo la biserică și se știe, cineva așteaptă ca dar din dar să se facă rai. Și eu vă mulțumesc, aș dori tuturor gorjenilor
un Crăciun fericit, multă sănătate și să le dea Domnul un an mai bun, anul care va veni. Un an care să aducă în casele dumnealor bunăstarea, belșugul, fericirea și sănătatea. Iar eu o să vă spun toată luna aceasta, sărbătorile să vă fie minunate. Numai bine! Fir de aur ca bujorul, cine nu știe ce-i dorul, doarme în pat ca pruncușorul. Dar eu sunt de dor legamăi și-aș dormi tot legănat. Și de mândra alintat, fir de aur, fir de lună, măi mândruț, o vorbă bună, vino să te culpe mână, să te culpe pade flori măi, garofițe și bujori, și să ne trezim în zori. Câte ceruri de înstelat, câte teiuri de înflorat, nu-i frumos ca omul drag, omul drag îmi pare floare ce străluce lângă soare. Și nu are asemănare câte pământul de mare.